Salutare! Hai să vorbim despre ce se înscrie într-o pagină de profil grozavă. Personal îmi place să mă gândesc la profilul Instagram ca la o pagină de destinație. Oamenii ajung pe profilul tău și vrei să le oferi cea mai bună impresie posibilă. Această impresie ar putea fi diferența dintre succes și eșec. Acum, înainte să te gândești că a face un profil bun este ceva greu, lasă-mă să te opresc. Chiar nu este. În realitate, există doar 5 lucruri pe profilul tău de care trebuie să-ți pese. 5 lucruri care, dacă sunt făcute bine, te vor face să arăți așa. Iar dacă sunt făcute prost, te vor arăta așa. Hai să trecem la cele 5 lucruri importante. Primul lucru este poza ta de profil. Al doilea lucru este numele tău de utilizator. Cel de-al treilea este numele contului tău. Numărul 4 reprezintă biografia sau descrierea paginii tale, iar numărul 5 reprezintă linkul tău sau îndemnul la acțiune. Deci acum trebuie să-ți pui câteva întrebări. Ai tu o fotografie de profil de înaltă calitate care se potrivește cu tonul paginii tale? Este numele tău de utilizator memorabil și ușor de pronunțat? Este numele contului tău foarte descriptiv și rezumă pe scurt ce reprezintă pagina ta? Textul tău din biografie te face să fii interesat? Îi face pe oamenii care privesc și citesc să fie interesați? Îi face pe oamenii care citesc și îți privesc pagina să fie interesați de conținutul paginii tale? Și în sfârșit, folosești limbajul potrivit în apelul tău la acțiune? Dacă încă nu ai găsit răspuns la aceste întrebări, ascultă-ne mai departe. Unii dintre voi s-ar putea să fie puțin informați despre lucrurile individuale despre care vorbim acum. Deci hai să le spunem niște jargoane ale Instagramului. Care este poza ta de profil? Ei bine, este chiar chestia asta de aici, din cercul mare din stânga sus a paginii tale de profil. O vezi și în comentariile tale. Care este numele tău de utilizator? El se află chiar aici, pe mijlocul paginii, în extrema de sus. Care este numele contului tău? Acesta este numele paginii tale, amplasat sub fotografie. Care este biografia și descrierea paginii tale? Este textul tău bio, alcătuit din 2 sau 3 rânduri de text și urmat mai apoi de linkul sau îndemnul tău la acțiune. Ok, dacă acestea sunt preocupările noastre de top și le vom aborda unul câte unul în această secțiune, eu te îndemn să urmărești și următoarele cursuri. Pentru a stăpâni probabil cea mai importantă parte a Instagramului, ai nevoie de un plan de activitate pentru profilul tău, unde să lucrezi mai întâi asupra pozei, biografiei, numelui de utilizator și numelui contului tău, dar și asupra linkului pe care îl plasezi. Așa că asta vom face în următoarele 2 prelegeri. Pe curând!